nu înțeleg o chestie. Cineva este, are o boală gravă, chiar în stadiul terminal, medicii au spus, asta e, nu mai avem ce să face, am făcut tot ce am putut, atât s-a putut, merge acasă, spune familiei, pregătiți-vă, sigur, despărția e dureroasă, dar asta este, nu mai avem ce face. E, în, aceste, în această situație, persoana respectivă să spunem că vrea să încerce și altceva, un tratament alternativ. Dar unii medici se opun nu, nu luați în niciun caz suplimente că nu vă fac bine. Ce s-ar putea în situația aia să nu mai facă bine? Adică i-ai spus omului, băi, du-te acasă, pregătește-te, asta este, dar nu lua altceva, că o să-ți facă rău. Sau sunt persoane care îmi spun, știți, aș încerca altceva, dar dacă nu, dacă nu, dă rezultate și dau banii degeaba. Sigur, e un risc, dar eu zic că într-o asemenea situație, Merită riscul. Eu cel puțin așa am făcut acum 13 ani cu mama. După 5 a cincea cură de citostatice, i s-a spus că. ni s-a spus, domne, asta este, mergeți acasă, nu mai putem să facem și așa se acură. Asta e situația, sigur. Lumea mai și moare. Eu am căutat pe internet, am găsit două produse și am zis ce avem de pierdut, ce mai avem de pierdut. I le-am dat și mama s-a vindecat. Deci eu această atitudine nu înțeleg. Adică, pe de o parte, medicina tradițională, alopată, spune, gata, am ajuns la uh, tot ce am putut să facem, nu mai putem să o continuăm pentru că am, am atins limita, dar, în același timp, nu încerca altceva, că dacă îți face rău sau uh, aș încerca altceva, dar dacă nu funcționează și dau banii degeaba. Sigur, fiecare este liber să ia decizia pe care o dorește, dar eu zic că atâta timp cât mai au speranță. Merită încercat. Merită încercat. Adică, a, și aici trebuie să intervină și bunul nostru simț. Adică, te interesezi, sigur că nu iei ulei de șarpe, cum se zice, și te aștepți să, să te facă bine. Te interesezi, cauți. Eu asta am făcut, am căutat pe internet și acele două produse pe mine m-au convins din explicațiile pe care le-am citit. Explicațiile mi s-au părut logice cu mecanism de acțiune și. Într-adevăr, au dat rezultate. Deci, te mai interesezi, mai afli, mai cauți. Acum avem interene, putem interesa cazuri similare. Pentru că sunt multe mărturii unor persoane care au făcut un, un tratament alternativ sau altul și s-au vindecat. Chiar și în medicină există așa-numita noțiune de remisie spontană. Remisia spontană înseamnă acea situație în care o boală gravă în stadiu terminal. Se vindecă fără niciun fel de tratament convențional, fără niciun fel de tratament sau oricum fără tratament convențional, prin niște tratamente alternative. Există, deci, această noțiune în medicină. Nu se știe exact câte cazuri sunt. Oficial ar fi între 1 și 3% din cazurile de cancer care au remisie spontană. Deci se vindecă fără tratament convențional. Dar nu se știe exact numărul, pentru că mulți pacienți dacă se simt bine, nu se mai duc la medic să-i spună. Sau se duc la medic, dar medicul nu-i documentează, nu ia în, în calcul, ia să vedem ce s-a întâmplat, ce ai făcut. Se bucură că s-a vindecat omul și asta este. Deci asta ar putea să fie chiar mai multe, mai multe cazuri decât acest procent de 1 până la 3%. Da? Deci eu zic că merită să încercăm, ne informăm, luăm o decizie informată, dar merită să o luăm. Adică până la urmă până în ultima clipă să ne păstrăm o speranță cât de mică, pentru că sunt precedente. Sunt oameni care îi s-a spus, eu am pe mama, dar cunosc mai multe cazuri, sunt, li s-a spus, tu te acasă, asta este, nu mai avem ce face. Și oamenii respectivi s-au vindecat. Vă dau un singur exemplu pe care l-am aflat de la un prieten medic-chirurg aici în Craiova, o doamnă de 80 de ani, acum vreo 10 ani s-a întâmplat, a venit la el, o anumită simptomatologie digestivă și uh, a fost, au deschis-o, deci au operat-o și era, avea un cancer de colon cu metastaze în tot peritoneul, în toată cavitatea peritoneală. Nu au avut ce să-i facă, i-au făcut un anus contra naturii pentru că avea ocluzie intestinală, cu deci tumora împiedica tranzitul, au scos anusul la nivelul, la piele și i-au spus să meargă acasă, nu i-au spus diagnosticul. Ea a zis, a fost o ocluzie, în sfârșit, i-au dat un diagnostic de asta, așa, a zis să nu o deprime. Femeia a mers acasă și după vreo trei luni, medicul a văzut-o venind la cabinet, a rămas foarte mirat pentru că nu credea că mai trece de trei luni, părea bine și a zis, domnul doctor, operație, mă că eu nu mai suport chestia asta aici, mă deranjează foarte tare faceți la loc intestinul. Păi, doamnă, știți că nu se poate, că să aveți o vârstă, că e complicat, că tot mai v-am operat. Medicul, bineînțeles, știind că nu are niciun rost. Atât de mult a insistat doamna respectivă, cât până la urmă a fost de acord să o opereze. A deschis-o și nu mai avea absolut nimic. Deci în câteva luni de zile, fără niciun fel de tratament, e adevărat, ea neștiind ce diagnosticare, deci nu s-a deprimat e, psihic din cauza asta, a pus sub bine se, are făcut intestinul și femeia a trăit în continuare. E un caz de remisie spontană, nu e documentat, pentru că niciunde n-a apărut scris, femeia așa, așa s-a vindecat de cancer spontan. Deci, trebuie păstrată speranța și, bineînțeles, un moral bun. O spun de fiecare dată: foarte multe se întâmplă aici, și lucruri bune, și lucruri rele. Trebuie să fii optimist, dar un optimism, cum să spun, nu de fațadă, profund. E bine să te imaginezi și să trăiești sentimentul acela de bucurie că deja te-ai vindecat și să. să manifest un sentiment de recunoștință că te-ai vindecat, că totdeauna recunoștința vine în urma unei realizări. Deci dacă tu deja simți acest sentiment de recunoștință, creierul registrează că s-a și produs acel eveniment. Sunt niște fenomene, sunt niște uh, fenomene foarte profunde, nu le înțelege pe de-a dar funcționează. Și oricum nu pierzi nimic. Nu pierzi nimic dacă adopți această atitudine. Nu te costă nimic, nu pierzi nimic, nu are efecte secundare. Se pot întâmpla numai lucruri bune. Sau să nu se întâmple lucrurile bune. Ok, dar mai rău nu are ce să fie. Da? Hai că am vorbit destul. Încheie aici. Numai bine. Sănătate. La revedere. Gânduri bune.